Grația Național 4, doi îndrăgostiți urmează să plece într-o călătorie de vis în Istanbul. Victoria Kushnir a câștigat premiul mare, o călătorie de ziua îndrăgostiților pentru două persoane în Turcia, după ce a participat la concursul Suleiman Magnificul, organizat de noi pe pagina N4 de Facebook. Tânăra spune că nu s-a așteptat că anume ea va câștiga călătoria în orașul celor mai îndrăgite personaje din serialul Suleiman Magnificul, difuzat de Național 4. Nu a fost deloc greu, a fost foarte simplu. Treceai un test, după care, adică automat, apărea poza în concurs și era necesar să aduni doar câteva voturi, și anume număr de 44. Am peste 1200 de prieteni pe Facebook, așa că toți au fost de acord să mă ajute și am nimerit în lista celor participanți pentru care s-au făcut tombola respectivă. Victoria îndeamnă telespectatorii să urmărească cu atenție și să participe la concursurile lansate de noi, deoarece cu Național 4 unele vise pot deveni realitate. Este pentru prima dată când particip la acest concurs organizat respectiv de Național 4, dar nu cred că este ultima. Așa. Cu siguranță voi mai participa. Îndemn toți telespectatorii și toți utilizatorii Facebook care au grijă, vizionează și urmăresc respectiv toate informațiile de pe internet să participe și cu siguranță vor câștiga, așa cum am făcut-o eu. Reprezentanții companiei Turkish Airlines, care au venit personal să-i ofere câștigătoarei biletele, spun că și în continuare vor colabora cu echipa Național 4, deoarece concursurile lansate sunt pe măsură. Ideea acestui concurs ni s-a părut de la bun început foarte interesantă și de mare succes. Telenovela Suleiman Magnificul este foarte populară și în Turcia și faptul că la noi în Moldova va avea un succes nu a fost pusă la îndoială. De aceea am fost bucuroși să susținem acest proiect oferind bilete absolut gratis pentru câștigătorii acestui concurs. Vă îndemnăm să fiți cu ochii pe noi, pentru că echipa postului nostru de televiziune foarte curând va veni cu noi concursuri, în cadrul cărora va oferi iarăși premii valoroase.